Bună, jucăriile mele favorite! Sunteți gata să ne uităm la film? Pornim! Ce a fost asta? Cred că mi s-a părut! Oh, nu! E viu! Ajutor! Ce a fost asta? Cum se poate mișca o jucărie? E imposibil! Desigur, cum să se poată mișca? Surpriză! M-ai crezut! Tu! Au! Dar a meritat! Ce lecție urmează? Deja am uitat! Susie, vrei să ne jucăm ascunsa? Trage un cartonaș și vom afla dacă trebuie să ții sau să te ascunzi! Tuții! Te asigur că nu mă vei găsi niciodată! 1, 2, 3, 4... Unde să mă ascund? Chiar! M-am gândit la cel mai grozav loc! Cred că voi fi o țeavă pe cinste! Stop! Cine nu-i gata, le iau cu lopata! Unde poate fi Zec? Floarea e prea mică, iar Zec prea gras, așa că sigur n-ar avea loc după ea. Unde să fie? Exact! Unde altundeva? În gunoi! Aici e Zec! Ciudat! Nu-i nimeni aici, doar o rățușcă. Fie! Căută mai departe! N-a observat! Știam eu că e un loc pe cinste! Unde să fie Zec? Credeam că-l voi găsi într-o secundă! De unde e țeava asta? Nu era aici adineauri? Probabil n-am observat eu! Ce bucuros sunt! Așa clar nu mă va găsi niciodată! Apropo, acum am șansa perfectă să-i măzgălesc portretul lui Susie! Frumusețe! Merge mai departe! Zec! Unde ești? Ce se petrece? Am senzația că cineva umblă după mine! De unde e țeava asta aici? Mă urmărește! Îți arăt eu ție! Ține asta! Ajunge! Sunt eu! Zec! Aici erai! Uf, credeam că văd țevi mișcătoare! Scuze că te-am bătut puțin! Nu-i nimic! Aproape că n-a durut! Firar! Nu-i nimic la TV! Plictiseală! Înseamnă că e timpul să jucăm ascunsa! Trage un cartonaș! Ura! Susie ține! 1, 2, 3... Unde să mă bag? Floarea e prea evidentă! Și sub masă mă va găsi imediat! Trebuie să născocesc ceva grozav! Chiar acum s-au găsit să renoveze! N-am unde mă ascunde! Deși... Chiar... Vopseaua îmi va fi de folos! Stop! Susie se pune pe căutat! În camera asta Zec nu s-ar fi ascuns! L-aș fi găsit imediat! De ce acolo? Unde să fie? Cred că nici aici nu e! Mă duc în altă parte! Firar! M-am murdărit pe încălțări! Stop! De ce vopseaua e deschisă? Desigur! Zec s-a gândit să mă păcălească! Crede că nu-l voi observa! Să vedem ce va zice de niște vopsea albastră!
credeam că nu mă vei găsi niciodată! Susie, hai să dăm noroc! Cum să nu? Mai bine mergi la duș! Firar, ce neprietenoasă! Vreau ceva gustos! Și chipsurile se potrivesc de minune! Și mai vreau! Și vrei să joci ascunsa! Cu atât mai mult că Cheeto s-au terminat! În sfârșit mă pot ascunde și eu! Ține minte! Te găsesc oriunde! Asta rămâne de văzut! Sunt maestru la ascunsa! De exemplu, mă pot băga sub canapea! Nu, e prea evident! Unde să mă ascund? Wow! Oh, gustări! Se pare că jeleurile astea colorate mi-au dat o idee! Stop! Deci, Susie, ține-te! Voi lua o gustare și plec în căutări! Unde poți fi? În frigider? Nu, e prea fric și îngust! Poate în cameră? Dar unde? Oh, cine e aici? Ce se petrece? Vreau chipsuri! Cine cronțăne? Am auzit cumva că cineva mănâncă chipsuri? Chiar, Susie e sub canapea! Nici nu mă gândeam că Zeki așa neatent! Nu e sub canapea! Unde s-o caut? Trebuie să mă odihnesc și să-mi fulec ceva! Hei! Încotro! Aha! Cred că m-am prins unde se ascunde Susie! Credea că n-o voi observa! Susie, foamea te-a dat de gol! Să vedem ce zici de niște cola! Unde să fie? Mi-e sete! Bună! Te-am găsit! A fost delicios, dar cola! Dacă nu era măsuța de gustări, nu m-ai fi găsit niciodată! Și da, foarte delicios! Doar că acum trebuie să fac un duș! Sunt toată lipicioasă! Câte chestii diferite! Ce să-mi aleg? Știu eu! Ascunsa! Trage un cartonaș! Felicitări, tuții! Să știi că mă voi ascunde în așa fel că mă vei căuta toată viața! Mai vedem! 1, 2, 3. Unde să mă ascund în magazin? În cabina de probă? Nu, aici mă va găsi imediat! Poate să mă bag printre lucruri? Atunci mi se vor vedea picioarele! Chiar! M-am gândit la un loc grozav! Zec va înnebuni căutându-mă! Dar mai întâi trebuie să mă schimb! 95, 96, 97, 98, 100! Te caut! Așa, Susie! Unde să fii? Poate după haine? Exact! În cabina de probă!
Atunci, sub haine. Ce mai e și asta? Nu e nicăieri. Timpul să schimb manechinele. Ciudat, sunt două? Înainte era doar unul aici. Păi, două să fie. Oprește-te! Ce e asta? Nu mă atinge! Manechin vorbitor! De ce țipați? Doar nu s-au terminat reducerile. Nu, e un manechin care vorbește și se mișcă. Cred că știu ce manechin e. Am zis să nu mă atingeți. Cred că știu cum să o fac pe Suzy să se dea de gol. Da, ți-am zis eu că te găsesc. Grozav loc am găsit, așa-i? Da, deja credeam că nu mai dau de tine. Deci v-ați gândit să vă jucați? Maică, n-am murit de frică! Vă arăt eu vouă! Abonează-te la Multidus să nu ratezi cele mai interesante și grozave provocări și spune-ne în comentarii ideile de locuri de ascunziș în care nu te-ar putea găsi nimeni niciodată. Pe curând!